Pentru că ați onorat această invitație, noi avem un subiect destul de important care trebuie să-l discutăm și să informăm și publicul larg în privința investitorilor, fiindcă este un subiect destul de sensibil în condițiile actuale. Noi trecem printr-un șir de crize în Republica Moldova și, de fapt, economia națională a fost lovită pe mai multe paliere. Avem și acest conflict militar în apropierea noastră, care a provocat și un dezastru din punct de vedere social, schimbări din punct de vedere a logisticii, sunt schimbări și la nivel de relații, dar și criza mondială, de fapt, a adus o serie întreagă de provocări, inclusiv creșteri de prețuri la toate produsele, la lanțurile logistice, la resursele energetice. În lume, de asemenea, se produc anumite schimbări în ceea ce privește structura relațiilor economice. Uniunea Europeană de mai ceva timp a anunțat un program de nearshoring, adică de apropiere a furnizorilor mai aproape de frontierele Uniunii Europene sau chiar încadrarea în Uniunea Europeană. De asemenea, sunt anumite schimbări pe o serie de sectoare, cum ar fi domeniul electronic. S-a atestat ceva timp în urmă lipsa sau insuficiența de semiconductoare, cererea cărora a crescut foarte mult. Însă și criza pandemică a provocat schimbări semnificative pe domeniul turismului, Horeca, în sectoarele hoteliere. Deci noi trăim acum ultima perioadă de timp o serie de schimbări în ceea ce privește relațiile economice, sectoarele care se dezvoltă, forma sau modalitatea în care se dezvoltă aceste tehnologii. Și evident, investițiile în aceste situații de asemenea suferă schimbări, suferă o serie de modificări și noi ca țară și noi ca politici economice trebuie să ne adaptăm la aceste situații. De aceea noi astăzi facem această ședință pentru a clarifica unele aspecte, sunt și anumite îngrijorări pe care le au investitorii, sunt anumite subiecte care necesită să fie discutate, atât în contextul crizei actuale, cât și în ceea ce privește o politică economică pe care o avem pentru viitorul apropiat. Și aici am să rog, dacă este posibil, să vin și cu câteva cifre în ceea ce privește evoluția investițiilor în Republica Moldova și dacă este posibil, am să rog colegii să pună prezentare și să facă sharing. Doar o clipă. I-am să dau între timp, spre exemplu, sectorul semiconductoarelor, într-adevăr, a înregistrat anumite modificări semnificative, fiindcă această criză se observă încă de la începutul anului precedent. O serie de componente, inclusiv la echipamentele de procesare, erau în insuficiență încă de la începutul anului precedent. Sectorul de mining, de asemenea, a creat o presiune semnificativă în domeniul dat. Este, de asemenea, un domeniu care merită o atenție și tot mai multe țări le reglementează acest sector. Dar spre toamnă au fost înregistrate unele presiuni, inclusiv pe sectorul automobilistic, fiindcă automobilele utilizează tot mai multe semiconductoare în producerea acestora. Această presiune s-a resimțit pe anumite sectoare, mai puțin în Republica Moldova, fiindcă în Republica Moldova se produc componente pentru modele mai de top, care evident că au fost primele aprovizionate cu astfel de componente. Dar schimbările din piața actuală, de asemenea, provoacă anumite modificări, fiindcă aceste modificări generează o serie de schimbări în cerere internațională, inclusiv piețele actuale, Rusia fiind în conflictul respectiv, cererea a scăzut drastic, dar și acele sancțiuni și regimuri care s-au schimbat față de Rusia, de asemenea, au creat anumite blocaje sau anumite schimbare în cerere internațională pe componente. Aceste lucruri, de asemenea, trebuie să facem față.
Domeniul electronicii, de asemenea, este în creștere constantă și domeniul digitalizării, atât sectorul IT, rămâne în continuare un vârf de lance în ceea ce privește investițiile și atractivitatea, dar este și un sector foarte mobil, care își schimbă locația foarte ușor. Domeniul electronicii este în creștere, cu penetrare tot mai adâncă în alte sectoare unde se necesită digitalizarea. Și iată aceste atât provocări, dar și oportunități, noi trebuie să le explorăm împreună și cu experții și cu asociații de business, astfel încât să ne adaptăm și să orientăm și economia națională spre oportunitățile noi care apar în lume. Și acum câteva cifre despre investițiile în Republica Moldova și vreau să dau doar câteva nuanțe ca să fie, să vedem de unde pornim. Noi avem din totalul stocurilor de investiții în Republica Moldova la 30 septembrie, conform datelor băncii naționale, sunt de 4,7 miliarde, peste 4,7 miliarde de dolari, dintre care au fost atrase pe parcursul la anul 2021, primele trei trimestre, 187 de milioane de dolari. Și această compoziție, în proporție de 86% reprezintă Uniunea Europeană, 1%, de fapt mai puțin de 1% sunt țările CSI și 13% sunt alte țări sau surse de investiții din alte țări. Dacă să analizăm pe scurt structura în ceea ce privește a investițiilor directe, în ceea ce privește sectoarele, economii naționale, noi avem în domeniul finanțelor și asigurărilor aproape o treime. Comerțul este al doilea sector cu circa 26%. Industria prelucrătoare, diferite domenii, procesare metale, cablaje și alte domenii, circa 20%. Informații și comunicații, 5%. Și ceilalte deja au mai puțin de 5%. Vreau să atrag atenția, fiindcă sunt unele sectoare care au o pondere de investiții posibil chiar și mai mică, dar sunt generatoare de venituri semnificative sau de valoare adăugată mare. De aceea trebuie, pe lângă faptul că ne uităm la volumul investiției, trebuie să ne uităm și la rezultatele acestora. Noi, în Republica Moldova, ca guvern, avem câteva platforme pe care le promovăm sau le utilizăm pentru stimularea investițiilor și aceste platforme investiționale sunt Moldova IT Park, 7 zone economice libere cu 38 de subzone, 10 parcuri industriale și Portul Internațional Liber Giurgiuleș, care de asemenea are o serie de rezidenți. Noi vrem să ne oprim un piculeț la acest capitol, fiindcă de fapt trebuie să dăm o perspectivă pentru investitorii potențiali. Noi înțelegem că în această situație de criză și cu incertitudinea care o avem în regiune, o parte din investitori sunt pe hold, sunt în așteptarea clarificării situației și respectiv după care să inițieze sau să decidă în ceea ce privește plasarea acestor investiții, dar în același timp cu toții trebuie să înțelegem că se creează și o serie de oportunități noi care trebuie să fie valorificat, inclusiv despre cea despre care am spus, programele de nearshoring pe care le are Uniunea Europeană, dar și schimbarea structurii și interesul la cerere la nivel internațional, care de asemenea trebuie să o analizăm constant împreună cu experții, cu parteneri internaționali, dar și asociațiile de business, astfel încât să pliem politicile interne ale Republicii Moldova pe aceste noi oportunități. La momentul actual, ca să avem o claritate și o anumite cifre în ceea ce privește programele sau platformele investiționale pe care le are Moldova, noi vrem să oferim aceste date. Noi avem Moldova IT Park, care se dezvoltă cel mai dinamic din toate aceste platforme. La momentul actual deja avem 1000 de rezidenți. Stocul investițiilor sunt de circa 41 de milioane, nu este semnificativ, dar valoarea adăugată creată de aceste investiții este cu mult mai înaltă. Noi avem zonele economice libere care au 225 de rezidenți și cu cel mai mare stoc de investiții de 467 de milioane de dolari, dar și parcurile industriale unde sunt 87 de rezidenți cu 158 de milioane de dolari și portul internațional Liber Giurgiulești cu 50 de rezidenți și peste 100 de milioane de dolari investiții.
Noi avem parcul IT într-un termen record de circa 4 ani de zile deja ajuns la peste 15.000 de angajați. Zonele economice libere au 16.000, dar și celelalte platforme investiționale au de asemenea o contribuție la angajați. Noi avem și salariul mediu pe platformă investițională, astfel încât iarăși parcurile IT sunt în top cu 31.000 de lei. Deja, de fapt, este în continuă creștere și se atestă o majorare spre 35.000 de lei. Zonele economice libere au 7.900 de lei, un pic mai puțin decât media pe economie, dar fiind și cu sectoare care necesită multă forță de muncă. Portul internațional liber Giurgiulești are salariul mediu 5.228 de lei, dar acestea sunt în continuare mai mari decât unele sectoare din industria națională. Avem și estimări în ceea ce privește contribuții la buget și vedem aici că în pofida regimului facilitar pe care îl are Moldova IT Park, de fapt contribuții la buget sunt semnificative și sunt comparabile cu celelalte sectoare, inclusiv cu zona economică liberă, și vedem că, de asemenea, portul internațional liber Giurgiulești, de asemenea, contribuie cu o pondere destul de mare, fiind, de fapt, la frontieră și având o contribuție semnificativă la acest capitol. Vânzările, de asemenea, sunt importante. Vedem contribuția totală, peste 6, aproape 7 miliarde de lei la, în parcul IT, circa 12 miliarde în zonele economice libere, estimativ 3,6 miliarde în parcurile industriale. Și de asemenea avem și exporturi semnificative care sunt calculate în aceste sectoare. Acestea sunt anumite cifre ca să înțelegem care sunt zonele. Ele sunt într-adevăr platforme importante pentru economia națională, au o pondere consistentă și noi de asemenea vrem să dăm o certitudine pentru rezidenții acestor platforme investiționale, cum ne vom dezvolta în continuare și care sunt prioritățile Guvernului Republicii Moldova. Și primul element care vrem să-l spunem aici este faptul că investitorii sunt în continuare extrem de important pentru Republica Moldova, pentru economia națională. Noi vom face o serie de vom analiza și vom veni cu facilități în continuare la acest capitol în măsura posibilităților și bugetului de stat. Ne vom strădui că regimurile care sunt bune le vom continua mai departe. În mod particular, la IT Park, unii rezidenți și-au manifestat unele îngrijorări, fiindcă deja termenul circa un an jumate expiră și noi deja am pornit procesul de modificare a cadrului normativ astfel încât să prelungim regimul IT Park pe o perioadă de încă cel puțin 10 ani de zile. Astfel să oferim această certitudine că lucrurile vor continua și, de fapt, economia națională poate beneficia de acest regim facilitar și contribuția pe care o au rezidenții IT Parkului în Republica Moldova. Un alt regim important este zonele economice libere și, de fapt, aici noi avem fixat un cadru normativ, codul VAMAL, care intră în vigoare începând cu 1 ianuarie 2023, că regimul fiscal pentru care este creat pentru zonele economice libere se păstrează încă cel puțin pentru 10 ani de zile. De aceea, investitorii nu trebuie să-și facă nicio grijă în acest capitol și să continue activitatea și mai mult ca atât, suntem gata să primim și investitori noi în zonele economice libere, dar și pe alte platforme, astfel încât să continuăm creșterea economică a țării și să creăm locuri de muncă bune pentru cetățenii noștri. Desigur că noi avem obligația, conform acordului de asociere, să aliniem facilitățile fiscale la aceste cerințe. Noi, în prealabil, desigur că facem deja o evaluare la acest capitol și încă din toamna anului precedent noi avem un proiect dedicat la acest capitol. Evaluarea aceasta va avea rezultatele le vom comunica public atunci când ele vor fi gata. Și de asemenea vom face ajustările astfel încât să aliniem aceste facilități la acquis-ul comunitar. Dar în prealabil vreau să spun că acele facilități care sunt la momentul actual, ele cel mai probabil nu vor suferi nicio schimbare sau vor fi extrem de minore.
Și aceste facilități, desigur, nu se va atinge de cei investitori care au regimul de siguranță în care au intrat și care este garantat de către stat, și aceste garanții vor rămâne în continuare. Ele, dacă vor fi aplicate, vor fi aplicate doar pentru agenții noi care vor veni, dar și acestea vor fi în continuare foarte, foarte confortabile pentru investitorii străini, dar și locali, pentru a face activa pe platformele acestea economice. Noi, cu aceste spuse, vreau să încurajez în continuare noi investitori. Noi avem o serie de structuri în cadrul guvernului care facilitează procesul dat, și aici avem în primul rând agenție de investiții care se ocupă atât cu promovarea exportului din Republica Moldova, dar de asemenea asistă investitorii pentru a găsi cel mai facil regim, cel mai bun regim de operare pe teritoriul Republicii Moldova, după cum și o asistență în ceea ce privește informațiile care sunt necesare pentru investitori, locațiile cele mai bune pentru ei, astfel încât să găsească toate resursele necesare în zona de amplasare și să poată opera în cât mai optim posibil. Noi vă mulțumim și dacă sunt colegi care vor să mai adauge careva informații la acest capitol, cu mare drag îi ascultăm, iar dacă nu vor fi astfel de comentarii, atunci noi suntem deschiși pentru întrebări la acest capitol și să răspundem la acele întrebări care pot apărea fie la presă, fie la participanții la acest briefing. Dacă îmi dați voie, domnule ministru, sunt auzit? Eu nu aud. Se aud, da. Acum sunt auzit? Da. Bine, domnul ministru, eu vă mulțumesc foarte mult pentru această inițiativă și vă zic de ce. Deci am avut, după cum se cunoaște bine, deci noi am finalizat săptămâna trecută întâlnirile noastre cu mediul de afaceri, care a fost organizată o serie de sesiuni, așa numitele pro-business, unde foarte multe din ceea ce ați menționat dumneavoastră privitor la acele probleme apărute în cadrul în urma conflictului, deci ele au fost expuse și problemele legate de investitori în special, care acum sunt reticenți sau chiar se gândesc de a-și retrage investițiile de aici, de aceea orice mesaj de încurajare este foarte binevenit. Și în special chiar este binevenit acum că am avut și noi niște întâlniri cu administratorii din zonele economice libere care și-au exprimat deci anumite frici privitor la schimbările legate de regimul zonelor economice libere. Deci asta este informație extrem de utilă, venită foarte, foarte la timp și care cred eu că o să răspundă la cele frici pe care acum le au unii administratori a zonelor economice libere. Deci este o întâlnire foarte și foarte, foarte benefică. Vreau să menționez că noi mai curând vom extinde platforme și regimuri facilitare pentru agenții economici, fiindcă și investitori în mod particular, și din peste votare, dar și din Republica Moldova, fiindcă noi vrem ca economia Republicii Moldova să dezvolte cât mai rapid și să, în același timp, să ofere și soluții optime pentru de angajare pentru cetățenii Republicii Moldova, să-și găsească un rost acasă. Și tocmai de aceea noi vom regândi pe anumite locuri, pe anumite sectoare, spre exemplu, există un interes deosebit pentru serviciile la distanță, în contextul iarăși a schimbărilor care s-au produs pe plan internațional, și noi vrem să dezvoltăm o platformă și pentru aceste sectoare. De asemenea, pentru parcul IT facem o evaluare la momentul actual pentru a extinde pe anumite domenii adiacente sectorului IT, astfel încât să dăm
un suflu suplimentar sectorul IT, care de fapt oricum are o creștere fantastică și la nivel internațional, dar și în Republica Moldova. Eu cred că noi, în pofida acestor dificultăți cu care noi ne confruntăm, și într-adevăr este un șir de crize fără precedent și cred că nu doar în istoria Republicii Moldova, dar în același timp, în rezultatul unor crize apar și oportunități noi. Este important ca noi să fim suficient de raționali, acei experți, și asociații de business trebuie să discutăm aceste oportunități, cum le putem valorifica mai bine și acolo unde este nevoie de o intervenție de politici să facem aceste intervenții de politici. Fiindcă dacă noi vom rămâne doar pe poziția în care în aceste schimbări se produc, evident sunt și anumite lucruri care se schimbă mai puțin pozitiv sau sunt provocări și discutăm doar provocările, atunci noi riscăm să ratăm acele oportunități de creștere, care de fapt ne le oferă situațiile de schimbare care se produc la nivel internațional. De aceea, deopotrivă, este important atât să tratăm provocările, să tratăm acele dificultăți cu care ne confruntăm și acest lucru se face, dar și în același timp să reevaluăm platformele pe care noi lucrăm și să le adaptăm la noile condiții și realități de pe plan internațional și regional. Dacă mai sunt poate unele întrebări sau unele comentarii la acest capitol, cu mare drag stăm la dispoziție. Domnule ministru, nu vroiam să mă monopolizez într-un fel oricare discuția. Iarăși, pentru Agenția de Investiții este o întâlnire foarte, foarte, care ne privește foarte, foarte mult. Și dacă vine vorba despre acele instrumente pe care le are Republica Moldova pentru atragerea investitorilor, trebuie dispus aici franc că ele sunt foarte, foarte slăbuțe. Deci, dacă să revenim iarăși la platforme industriale, zonele economice libere, IT Park-ul, deci ele sunt, este un instrument bun, dar care trebuie de dezvoltat mai departe, deci categoric, ceea ce avem trebuie de păstrat și încă de dezvoltat, plus nu trebuie să uităm și să ne gândim într-adevăr la dezvoltarea altor instrumente, așa pe cum fac și alte țări acum emergente, pentru a atrage investitorul în țara noastră. Și aici chiar poate ar trebui să venim cu o întâlnire aparte unde să venim cu propuneri concrete ce și cum se poate de făcut în direcția asta. Da, chiar ieri m-am întâlnit cu un potențial investitor, în pofida crizelor, dar iată că sunt investitori care vor să vină în Republica Moldova chiar și în astfel de condiții. Evident că ei nu sunt un număr care ar fi fost dacă nu ar exista această situație de conflictuală din regiune. Dar eu vreau să menționez că dumnealui a menționat că parcurile IT sunt un potențial enorm după ce a aflat condițiile de operare. Și mă consider că Republica Moldova ar putea să ajungă cu acest regim un hub într-un timp oarecare, într-un viitor oarecare, un hub destul de important la acest capitol. Și eu cred că potențialul într-adevăr este mare și de fapt rezultatele pe care le are IT Park într-un timp relativ scurt arată acest potențial. Plus la aceasta, plindu-ne pe cererea majoră care este în regiune și la nivel internațional, pe sectoarele IT, digitalizare, electronică, într-adevăr, noi trebuie să dezvoltăm această direcție astfel încât să, ca țară să beneficiem de pe acest lucru. Și după cum am menționat de fapt de câteva ore anterior, acest lucru s-a întâmplat în Irlanda prin anii 80, după care a profitat de această creștere Estonia în anii
2000 și deloc nu este închisă, deci fereastra aceasta de oportunitate este deschisă pentru Republica Moldova acum în anii 2020. Nu, important este ca să ne mișcăm în direcția dată. Dar și celelalte platforme, platforme industriale, mică producție în regiune, de asemenea este o direcție pe care trebuie să ne mișcăm, dar și investitorii mai mari care vin în zonele economice libere și care sunt destinate preponderent pentru export, de asemenea trebuie să gestionăm corect, să oferim acele regimuri necesare și de fapt regimul actual este foarte confortabil și noi ca Ministerul Economiei vrem să-l păstrăm în continuare. Deci noi, în primul rând, este deja fixat în cadrul normativ că cei care sunt prezenți vor beneficia în continuare de același regim încă 10 ani de zile. Deci nu există niciun dubiu în acest capitol și guvernul este absolut aliniat la acest deziderat. Și acele transformări care vor fi făcute, vor fi făcute doar în beneficiu investitorului, astfel încât el se simtă și mai confortabil cu un regim corect, echilibrat și echidistant, astfel încât el să poată să-și atingă acele obiective investiționale și de relaționare cu partenerii externi într-o formă identică cu cele care le oferă alte regimuri din alte țări. Eu vă mulțumesc, având în vedere că alte întrebări nu sunt. Ministerul Economiei rămâne deschis în continuare pentru și asociațiile de business și pentru acei agenți economici care se confruntă poate cu anumite întrebări, să vină direct și să se adreseze. Noi, de fapt, facem în fiecare săptămână o serie întreagă de ședințe pe diferite sectoare, pe diferite subiecte, pentru a clarifica și pentru a ajuta acolo unde este posibil. De asemenea, lucrăm pentru a deschide și noi piețe. Acum suntem în negociere cu IEFTA. Este o piață foarte interesantă pentru agenții economici ai noștri, fiindcă aici intră Islanda, Norvegia, Elveția. Noi avem deja anumite relații cu Elveția și astăzi a portat discuția la acest capitol doamna ministru și doamna președinte țării cu președintele Elveției, care ne vizitează astăzi în Republica Moldova, pentru a avea o deschidere sporită pentru produsele noastre. Deci, în același timp, noi avem nevoie de ceea ce produc ei, inclusiv de industria pe care, sau de comenzile pe care le oferă ei, astfel încât cu această piață noi putem avea o sinergie foarte bună. Și are sens ca noi să avem un acord de liber schimb pentru a crește iarăși volumele de exporturi din Republica Moldova, în special pe filiera agroalimentară către aceste țări. Și cu aceste spuse, vă mulțumesc și vă urez o zi bună și spor la muncă în continuare. Vă mulțumim, domnule.